Doamnelor, domnilor, suntem în partea a doua emisiunii cu cărțile pe față. De-a lungul timpului, presa maramureșană a avut profesioniști adevărați, oameni de a căror nume și activitate se leagă apariția și performanța mass media în perioada de pionerat. Unul dintre aceștia, un fost coleg de care ne leagă amintiri multiple și frumoase, se află astăzi în studioul nostru pentru o discuție pe care am intitulat-o Confesiunile unui fost jurnalist. Bun venit, Marcel Ceascăi! Mica, Bine te-am regăsit, bine v-am regăsit și bine v-am regăsit pe dumneavoastră, stimați telespectatori. Da, când am plecat acum 15 ani în sat, am plecat chiar de acolo, din colțul respectiv. Mai țin minte că am avut flașa să ne luăm la revedere și am plecat. Da, 15 ani au durat de când am... până am ajuns înapoi acasă și am zis, trebuie să vin aici la locul meu de suflet, Teleplus Baia Mare, și să fac un stop, să vă spun bine v-am regăsit. Te-au așteptat și alți foști colegi, agitație mare pe pagina de socializare, unde grupul format pentru a te întâmpina s-a mobilizat din plin. Ai decis să emigrezi într-un context și în anumite împrejurări. Vreau să aflăm acum, după atâția ani, 15, cum spui tu, de ce ai plecat, de ce în America și cum ai decis unde să te stabilești și ce să faci până la urmă. Interesant. Decizia de a pleca a fost luată la momentul respectiv de mine și de fosta soție și ea a prins un contract de lucru în Statele Unite, mai precis în Carolina de Sud, și a zis, gata, hai să mergem, încercăm. Dacă nu încerci, nu știi, știi cum se spune. Și în cazul ăla, bun. Și pentru mine, plecând de aici, am zis în momentul respectiv, mă duc, văd care-i treaba, mă adaptez sau nu te adaptez. De fapt, ca peste tot e la fel. Te adaptezi, nu te adaptezi. Am zis, dacă nu mă adaptez, înapoi acasă și asta e. Dar după o lună de zile mi-am dat seama că o lună, hai să zicem chiar două luni de zile, știam că nu să mă mai întorc. Aia era ce mi-am pus în cap. Dar cum ți-ai dat seama când ai spus gata, nu mă mai întorc? Cum mi-am dat seama? Ce te-a determinat în acel moment? Deci, probabil că și locul unde am fost în momentul respectiv, în Carolina de Sud, oamenii sunt călduroși ca și ardelenii, se ajută unul pe celălalt, se salută pe stradă ca și aici, atmosfera foarte bună și am zis, gata, asta e. Unde lucram la momentul respectiv, am fost acceptat, nu s-a făcut considerarea că ăsta e imigrant și a venit aici ca să ne ia lucrurile de muncă. Nu, am fost acceptat și când am văzut chestiile astea, am zis, gata, asta e. Nu este. Cum am ajuns în Virginia, asta e o altă, e o poveste cam comică, pot să spun așa, că în momentul când, bun, gata, contractul soției s-a terminat, un contract se spunea că nu am nevoie să predai în Carolina de Sud pentru următorii 3 ani de zile și atunci a trebuit să ne mutăm. Și ea a aplicat a început să aplice la diferite școli, adică districte școlare, și într-un moment s-a primit un telefon, dacă vă invităm la un interviu, nicio problemă, zice, hârtiile sunt pe drum, vine poșta, și atunci mă la poștă și o întreb, dar zic, unde ai aplicat? Păi în Augusta County, în Georgia. Zic, nu, de aici scrie Augusta County, Virginia. Și atunci, de fapt, dintr-o eroare, așa am ajuns noi în Virginia și atunci când... Adică nimic nu e întâmplător. Da. Sau orice întâmplare te poate duce într-un loc potrivit. Potrivit, poți să spui așa. Și în momentul respectiv, când am fost la interviu, a luat interviu, a primit oferta pentru poziție, am zis, hai să vedem ce e împrejur pe aici. Nu, o să ajungem. Să vedem unde ne stabilim, ce facem, cum facem, și ne-am dus către Stanton, că acolo urma să stăm. Și la intrare în Stanton am văzut așa cu coada ochiului, parcă cuvântul România. Și am zis în momentul respectiv, pe aici trebuie să vin înapoi, că atunci în 2006 GPS-urile nu erau chiar așa ca peste toți. Era cu harta pe hârtie, te uitai stânga-dreapta înainte. Și ne-am întors pe unde am intrat în Stanton și m-am oprit. Și atunci am văzut, am rămas șocat. Șocat. Am văzut placa pe care scria Stanton, Sister City, Vișeul de Sus, România. Am zis, nu se poate. Ce caută Vișeul de Sus aici, placa aceea? Cine a pus-o? Expresia americană,
in the middle of nowhere. Nu sunt, să vezi o tablă care efectiv atunci mi s-a făcut părul măciucă, zic, ce s-a întâmplat? După aceea, mergând înapoi în Carolina de Sud, am dat un pic de de căutări să văd care e motivul, că trebuie să fie un motiv. E, jurnalistul mie în momentul respectiv a sărit la suprafață din nou și atunci am aflat că în timpul războiului civil a avut loc o bătălie la câțiva kilometri de Stanton și era un român din Vișul de Sus, Dunca. Nicolae Dunca. Și el a fost omorât acolo. Și este înmormântat în cimitirul național din Stanton. Și asta este motivul pentru care se... Este placa aceea. Da, s-au înfrățit cele două orașe. Exact. De numele și activitatea ta ne leagă amintiri frumoase din perioada Radio Galaxia și Teleplus Baia Mare la vremea respectivă, acum Teleplus Maramureș. Aș vrea să ne spui, Marcel, ce regreți din acele vremuri, dacă îți mai amintești de foștii colegi și relatează-ne câteva evenimente care sunt reprezentative pentru tine și care nu ți ies din suflet și din minte. Ce regret? Nu regret nimic. Regret că n-am făcut mai multe. Aici, aici în România? Aici. Cred că ai fi putut? Dacă aș fi putut, aș fi făcut mai multe, știi? Dar asta e singura chestie care o regret. Ce am făcut, nu regret absolut nimic. Adică, deoarece totul a făcut parte, eram atunci o trupă super meseriașă, hai să fim serioși, și la Radio Galaxia și aici, la Teleplus. Am fost ca și o familie, deci așa am văzut. Așa am văzut eu și probabil și tu, cum bine știi, și Radio Galaxia și aici la Teleplus, am fost o familie. No, acum ne-am mai spart, ne-am dus în stânga, în dreapta, dar... Foarte mulți sunt plecați în străinătate. Ca și mie, da. Ca și mie, de altfel. Dar sufletul și inima se rămâne aici. E o parte care nu o să moară și nu o să fie pusă sub preș și praful nu se va depune pe acele memorii. Și cele mai reprezentative amintiri care -ți sunt? Te-ai gândit? Cred că toate. Cred că toate. Fiecare, adică fiecare clipă pe care ai petrecut-o, da, aici, în radio. Și la radio sunt niște amintiri foarte plăcute. Deci, ar fi nedrept să scot în evidență aia sau aia ce s-a făcut, sau că nu vreau să mă scot pe mine în evidență, că totdeauna eram echipă și lucram în echipă. Deci, erau mai multe persoane care lucrau pentru un proiect care să iasă perfect sau aproape de perfecțiune. Asta e. Deci, ar fi nedrept să fac treaba asta.